un călător grăbit, pe care îl cunoaștem cu toții, se îndreaptă spre gospodăria agricolă de stat Budești. Vine Moș Gerilă și emoția i-a cuprins pe toți. Ca în fiecare an, moșul își desface traista încăpătoare, fericind pe cei harnici. La fabrica de confecții Gheorghe Gheorghe Udeș, Moș Gerilă a fost întâmpinat cu cântece. Numai că darurile lui au provocat o mică furtună. Fiecare vrea să spună o poezie, să-i arate moșului cu ce s-a pregătit. Eterna poveste a greierului leneș și a furnicii harnice a fost reînviată de micii balerini. Vă invităm acum la o plimbare pe străzile Bucureștiului. Pretutindeni, vitrinele etalează în fața copiilor comori de basă. În centrul atenției, atât a celor mici, cât și a celor mari, este fără îndoială orășelul copiilor. Generos, Moș Gerilă își revarsă darurile, mărind bucuria cu care a fost întâmpinat noul an.